ce faceți? Suntem ziua 2, la iglu. Am ajuns aici cu schelă, că nu se mai poate. Am ajuns la un înălțime care nu mai putem să mai punem. Deci băgăm schela în interior, o montăm, ne apucăm de zidit. Până de sară vreau să fim gata cu igluul. Până sus? Până sus. Afară plouă. Nu știu să ploaie. E urât. Sper să țin vremea cu noi. Dacă ar îngheța un pic, s-ar îngheța și igluul mai tare. Dacă plouă, începe să ploaie tare, ne distruge igluul. Nu, hai că vedem noi cu faci, să scoatem noi la capăt. Hai, numai necazuri avem. Am montat schela. De acum îi dăm bătăi până sus. Cred că o să iasă cam la înălțimea lui Cornel, cu siguranță. Cam aici. Da, mai sus, cred că. Cam așa de sus, cred că o să iasă. Să fiu nebun.
De acum se îngreunează treaba, nu știu ce o să facem, o să fie foarte greu. Foarte greu să înaintăm. Nu te mai plângi, băi! O să fie de acum foarte ușor să înaintăm. Așa. O să fie foarte ușor, îi floare la ureche. Așa. Dăm înainte cu tupeu. O să mai fie încă vreo 5 rânduri, nimica toată, nu? Nimica toată, în 10 minute o să-l terminăm și o să fie gata. Sunt foarte bucuros, foarte bucuros de ceea ce facem noi aici. Dar ce scurge lacrimi? Dar nu-mi curge lacrimi, ce ai? Să se pare. Nu-mi curge nicio lacrimă. Sunt foarte bucuros. Uite ce frumos iese. Uite ce frumos iese, nu-mi vine să cred. Da. Hai că-i dăm bătăi în continuare. Am dat comanda, acum trebuie să vii mașina de materiale. Da, da. Așa mă mică mănăstire aici. Vreau când avem ce faci? Corneluș. Dacă o zic că e frumos, e frumos. Problema cea mai mare, iar eu cu problemele. E când înălțăm foarte tare. Ia ridică mâna, Cornel. Nu știu dacă o să fie capătul acolo. Nu știu ce o să facem. Trebuie să chemăm întărire, elicopterii ceva ca să fie cu beceau, ca să le pună. Că singur nu mai putem, schelă nu mai avem. De acum trebuie să chemăm elicopterul. Trebuie să vină și mașina cu materiale, că nu mai avem beceauri. Nu mai este aici în zonă. Așa că să vă arăt cum arată în interior. Zicem dacă pot încăp eu aici. Nu cred că încăp. Ia uite. Cam așa arată deocamdată în interior. Cornel ăsta nu mai vrea să strângă. Strângi-te odată! Strângi-te și faci. Unde ajungi? Ajungi cu el unde? În șer. E prea sus. În șer ajungi. Hai băiete, mai avem de muncă aici, nu glumă. Avem de muncă. Zacu. Primăria străiască. Primăria o trebuie de la nicopții la cărâșul ăla de nu. Păi dacă v-a dat ordin să facem de este, facem. Da. Casa costă mult, bre. Asta e ieftin. Da, ieftin, că e o mătă de filmă. Ne-o dat nouă, vă 40 de milioane. Da, da. N-are primăria bani să ne plătească? Are,
Săptămâna care vine marți. Da, marți vine părintele și face o sfințire aici. Dar cum ne închinăm aici? Da, aici ne închinăm cu tăță. Asta-i cum fie aproape, că la care fie de parte. Da, corect. Biserica primăriei. Of, Doamne, 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 Doamne. Nu-i de făcut nica în țara asta. Nica nu-i de făcut în țara asta. Ce răutate, bă, nu? Uitați ce am pățit. Am fost până acasă ca să ne încălzăm o leacă și când am venit l-am găsit așa în halul ăsta. Și când am venit, când eram pe acolo, am văzut niște copii că fugeau de aici. Au venit și l-au stricat. Tătă munca noastră de două zile iar s-a ruinat. Fai de mine și de mine. O și-o făcut. Tătul l-a stricat. Uite, o dat cu cioarele în el. Hai, și faci, măi? Eu nu mai fac altul. Eu nu mai fac altul, m-am săturat, dar noi muncim atât, așa alții nu vine și strică. Dar îl faci singur, eu nu mai fac nic. Nu mă lăs. Dacă t-am muncit aici, două zile am muncit. Două zile și uite, ni l-o stricat. Uite. Vă veni și l-o stricat. Fai de mine și de mine. România asta chiar că nu se poate face nimic. Dacă faci ceva rău, nu e bun. Dacă faci ceva frumos, nu e bun. Dacă faci ceva, nu știu ce să mai zic, deja nu mai am cuvinte. Atâta răutate poate să fie pe unii. Cineva să ține de noi, ca să ne facă rău. Ei se distrează, se amuză pe chestia asta, cât ia și dă râmul și se cadă jos. Chestia asta. Lor li se pare ceva normal, că faci și treaba asta. Uite ce-o făcut aici. Eu nu mai fac ornele, nu, serios. Uite așa pe YouTube, vorbesc unii aiurea și în plus, în comentarii, că s-afli în vorbă. Uite așa e răutatea și pe internet. Oriunde, nu numai pe internet, nu vezi, uite. Am făcut om de zapadă, ne l-o stricat. Ăsta când am fost acasă și când am venit înapoi, l-am găsit stricat. Hai de mine și de mine. Dar și eu și-o luat-o la fugă. Nici n-am putut să... Că eram la distanță mare și până am ajuns aici, o fugit. Unde să mă mai duc? Hai de mine și de mine și de mine. Nu mai fac altul, Corneli. Dușim tot acasă, dușim schelă, dușim tot. Nu mai fac nica, că... Nu e nica de făcut. Trebuie făcut într-o grădină undeva, în spatele grădinii undeva, ca să nu ne-l mai strâși lumea. Serios. Trebuie adus paznic. Da, paznic. Nu, îl facem în grădină. Îl facem în grădină la noi, îl facem în curte la noi. Dacă vrem să-l facem. Nu-l mai facem aici, că noi nu putem să facem nic. Tu ești nebună, Cornele. Păi lasă-l naibie, că iar îl strică, iar muncim degeaba. Păi n-auzi. Păi muncim degeaba iar. Că nu-l terminăm azi, iarăși îl strică. Ascultă, ce zic eu? Cam și ieri, tași. E treaba ta. Haide, niște. Of, Doamne. Nu mai pot, nu mai. Tu chiar vrei să-l faci? Haide, câtă muncă iară, câtă muncă. Nu-l termină în Cornel și-l strică iară. Păi, nu-l termină și-l strică, n-avem timp, că deja e târziu. Mâine îl vezi jos, îl vine și-l dărâmă și bucata cei care au rămas.
Oameni buni, noi renunțăm. Cornel a vrut să continue, am mai făcut aici o bucățică, după cum se vede, dar cu siguranță și-o dat și el seama că în noaptea asta cu siguranță o să vină cineva și o să-l strâși. Așa că o să muncim degeaba. Nu știu, singura posibilitate e să-l facem undeva în altă parte, nu știu, undeva unde nu are acces nimeni. Cornel e rupt în două disparare. Cum mă simt energia? Renunțăm. Și probabil, nu știm sigur, nu știu dacă Cornel să mai vrei. O să-l facem în altă parte. Că nu-i de joacă cu oamenii răi. Când îi să-ți o facă, ți-o faci. Așa că cam ăsta au fost video cu iglu. Nu știu dacă o să mai facem altul sau nu. O să încercăm, așteptăm comentariile voastre să vedem ce spuneți, dacă sunteți de acord să facem alt iglu în altă parte. Bă, dar structă. Dar eu nu mai pot. Păi da, normal că sunt tonii de zapadă. Două zile de muncă s-o dus pe apa sâmbetii. Ne oprim aici. V-am pupat pe toți și nu uitați să comentați acolo jos, să anunțați și prietenii voștri, să vă arătați ceea ce am pățit noi și câtă muncă am depus noi aici. Și chiar vreau comentariile voastre, să vedem și părerea aveți, dacă vreți să mai facem alt iglu în altă parte sau să facem altceva. Hai, v-am pupat! Pa! Ia uite-l cum trage! Ai obosit, a? Fai, și cât mai este până acasă? Fai de mine! Hai! Fai de mine, știe! Văleu! Și eu am aici o bucată de schelă? Hai de mine! Ai chicat? Hai că vin și eu acu. Bă, lasă tărie. Bă, dar e greu tare. Eu în spate. Nu în spate. Ha? Dacă știu eu cum să iau. Cum? Precum calul la oi, știi? Hai de mine, știi. Văi de mine. Merge? Haide. Hai că ideal, hai. Hai să te văd. Hai că mai ai o leacă. Haide. Câtă muncă. Câtă muncă.